Conform ultimelor informații, obiectivul e deja pe teritoriul țării noastre. Da? Și atunci de ce nu-l prinde șeful dacă știe unde e? Pentru că l-au pierdut din filaj, Gogoaș. N-ai auzit? Adinaur, am spus. Sau ai surzit de la gemetele din filmări. Deci noi trebuie să-l prindem și după ce-l prindem să-l chemăm pe aia să-l aresteze, nu? Dacă suntem proști, Mărlane, cum ți-ar place ție să fim ca să par tu cel mai deștept? Cum să chemăm pe alții să facă treaba noastră? Ce, noi nu suntem în stare să-l arestăm? Suntem fătălăi? Unii da. Ai zis ceva, e proaș? Scuza, șef. Deci, Mărlane, Gogoașe, vă împărțiți în două echipe și vă ocupați de localizarea țintei. Șeful, mă scuzați că întreb, aveți topoare, că să-l împărțim numai pe Gogoașe în echipe și eu merg așa. Hă? Băi, aveți grijă că este în joc onoarea unității. Cine îl prinde devine erou mondial. Vă dați seama ce-ar fi să-l capturăm noi înaintea atâtor servicii secrete cu renume? Le rupe în gura șefilor. Avem voie să dăm un superior șeful? Era o metaforă. Vedeți că s-ar putea să lase și cu decorații la Cotroceni? Decorații? Cotroceni? Domnul președinte Băsescu spune: Sergent Merlanu Ferdinand, îmi face o deosebită plăcere să apreciez... Mă scuzați, rămăsesem cuplat. S-a făcut atingere. Domnul președinte Băsescu spune: Sergent Merlanu Ferdinand, îmi face o deosebită plăcere să apreciez faptele dumitale de vitejie și dăm voie să te decorez cu virtutea militară în ordin de cavaler. Aștept momentul ăsta de ani de zile! Nu știam că doare atât de tare! Aveți camere de filmat pe aici? Nu. Atunci domnul președinte Băsescu adaugă: Evenimentul, evident că nu trebuie ratat și trebuie sărbătorit așa cum se cuvine. Vă aștept să sărbătorim la Golden Blitz. Și din seara mănânc cu Elena Mudrea, da? Tai zmerile, fraiere. Habar n-aveți voi ce mare onoare este să fii decorat. Hai! Acum nu mai râzi de mine? Nu mă mai faci fatalău? Ne-ai isprăvit tu trupei? Ah, Doamne! De când așteptam să ți le spun pe toate astea? Să-ți închid gura aia spurcată de baba acești! Vezi? Acum am și o decorație ca tactul! Vrăjitoarele! Ai zis ceva, Coștele? Nu, mămică! Mă minunam și eu! Ce bine te minți la vârsta asta! Ce vârstă, Coștele? Adică ce vrei să spui, că sunt cumva vreo babă că te crap? Hai, vreau profesionalism și cooperare între echipe. Mă, s-a înțeles? Da, s-a înțeles! La treabă, că îl prind alții. Haide! Mărlane! Controlați șeful! Am zis cooperare! Bineînțeles! Ascultați-mă pe mine! Gagica, oricât de supărat ar fi, când e speriată, sare în brațele iubitului! Știi tu, băi Vandame, vezi că gagică nu înseamnă tipa de care te frești un autobuz, bă, băiatule.
Bă, să știi că teoretic are dreptate asta. Nu numai teoretic, domn caporal, ci și practic. Dacă vreți, vă fac o mică demonstrație acum. Iepuroși, trășcă! La mine, fugămărș! Ordonați! Alarmă! Ați văzut? Vot era devastandum! Gagica speriată sare în brațele iubitului! Băi, idiotule, tu m-ai speriat pe mine intenționat acum dacă pierdeam sarcina, mă! Bibiloi, tu nu spui nimic? Bă, zic, cum e, mă? Gagica speriată sare în brațele iubitului? Pe Filico, pe Filico, tu încă-l mai iubești pe domnul caporal? Bibiloi, tu ai nebunit! Stai, dragă, lasă-l, că l-a șocat sperietura de-aia așa. Ce ai, bă? În brațe la domnul caporal, a? Bravo, Bibilico, bravo! După câte sacrificii am făcut, după ce că mi-a făcut și injecții pentru tine. Bine, bine, lasă, lasă! Ai văzut ce ai făcut, idiotule? Mă rog, știința cere sacrificii. Auziți, mai bine încercați și cu fetele voastre, că sigur ține figura asta. Nu e o idee rea, pupă, să te bagi? Hai, mă, Chiure, te-ai nebunit. Tu mă crezi așa disperat să mă iau după tâmpenile lui Van Damme? Hai, mă! Dacă mai continui cu discuția asta, nu știu ce fac. De fapt, știu ce fac. Avortez copilul pe sistem nervos, îl iau și te bat cu el în cap până termin cu toate tâmpenile astea! Hai, mă, Bibiloi, să nu ne mai certăm. Și n-aș vrea să mai fi supărați. Tu știi că dacă de 1000 de ori m-aș mai speria, acum de 1000 de ori numai în brațele tale aș sări, Bibiloi. Zău, Bibilico. Zău, Bibiloi. Și ai vrea tu să verificăm chestia asta? Cum să verificăm? Foarte simplu, dragă. Mai pun pe cineva să te mai sperie odată. Ah, nu pot să cred. Bebe, tu ai auzit? Nu poate să creadă! Tăticul tău vrea să te dea afară din căsuța ta înainte de termen! Nu mai dramatiza, dragă, atâta! Dramatizeză? Bine, bestie fără suflet ce ești, criminalule! Sperie-ne, sperie-ne! Dar dacă eu avortez, tu faci următorul copil, da? Bine, dragă! Ținta lui este ambasada Israelului. De unde știi, șeful? Dacă spun, trebuie să te omor. A, tu spune-ți-l gogoașa. Deci există două străzi de acces. Una o preia Mârlanu cu echipa și pe cealaltă gogoașa. V-ați făcut echipele, da? Da, să trăiți. Și care sunt? La mine e iepuraș cu trașcă. Păi nu am stabilit că iepuraș nu are voie să meargă? Păi da, șeful, dar ea e sigura care are minge. Ce, e lofsa? Are cartonaș pe etapă? Mă rog, dacă nu merge ea, nu merge nici trașcă, că trebuie să stea să aibă grijă de ea. Ghinion. Trebuie să mergi singur. Asta e, bă, sacrific. Da, șeful, dar să știți că și eu tot singur trebuie să merg, pentru că în echipa mea a picat Pupoză cu Chiorete, dar Chiorete are încă sciatica nerecuperată și Pupoză stă să-l ajute, ca să-și revină. Așa că, singur. Mă rog, poate că e mai bine, că dacă erați mulți, vă bătați și care să-l prindă primul. Planul de neutralizare l-ați făcut? Eu da. Și eu. Și care e? Dacă vine pe partea mea, îi cad în spate, îl prind așa, după care îi dau vibranta, îl întorc și în final, decisiva! Ce-ai făcut, mă, idiotule? V-am ficat. De la ficat, eu dai întâi ficat și pe urmă v-am exemplificat. Ficat ăsta am nimerit, cum așa dumneavoastră. Tu nu-l vezi, mă, că l-ai terminat? Vai, nici nu mi-am dat seama, îmi pare rău, șeful. Auziți, atunci preiau eu acțiunea ca să-l lasă să refacă, nu? Lasă, Mărlan, nu-i nevoie, că mă simt bine. Mă simt bine, n-am nimic. Mă, sigur, ești în regulă, n-ai nicio... N-am nimic. N-are nimic.
Păi atunci hai să mergem, dar... Na, na. Stai așa. Păi trebuie să-i arăt și eu lui șeful planul meu de a-l prinde pe spion. Că trebuie, nu? Deci eu m-am gândit să fac așa. Mai întâi aplic lovit până la fulgerătoare, după care priza calului, după ce îl strâng de gât și îl sugrum și îl amețesc, eu aplic pe aia finală devastatoare. Și gata, șef. Așa prin spion. Mă rog. Acum putem să mergem. Dar dacă dânsul nu o să se simtă în stare, poți să rămân aici până își revine, că mă duc singur. Ai vrea tu? M-am răzgândit, șef. Am altă tactică de neutralizare. Mai simplă. Fiți atenți. Încep cu limba șerpelui, care se transformă în cocor. La cocor iese un șerpe de nară și începe să sâsie. Șefu, m-am răzgândit și eu! Păi și noi nu mergem cu ei? Ei, au zis că ne schimbăm părând la obiectiv. Că vezi, doamne, suntem prea mulți și o să se bunghească șpionul, na. Aiurea, eu cred că ăștia vor să ia decorațiile numai pentru ei. Ce dracu faci, mă? Cum n-a fost vorba? O sperii sau nu sperii? Ai răbdare, Trașca, ai răbdare. Că acum ea sigur se așteaptă să o sperii și o să-ți sară în brațe. Trebuie luată prin surprindere, bă, că femeia e șmecheră. Dar ce să știi tu? M-am dus să explic. Băi, băiatul, nu trebuie să te repezi, mă, ca dobitocul. A, nu? Trebuie întâi să așteptăm, mă. Aha. Ai venit, iubi. Nu se vede? Unde e Van Damme? Van Damme? Dar ce treabă ai tu cu Van Damme? Nimic important. Sper că n-ai vreo problemă. Nu, n-am. Sigur? De ce? Ar trebui să am? A, nu, doamne ferește, întrebam și eu așa, că pare speriată. Auzi, pupăsă? Da, iubi. Când vine Van Damme să-l trimiți la mine, da? Pupăză, tu ai spariat-o pe Ema. Ce ai, bă, nebunule? Păi, și-ai zis că nu te iei după teoria lui Van Damme. Hai mă, termină cu prostiile astea, ce ai nebunit? Popăză, să nu mă minți, că tu pe mine nu poți să mă minți, că ție ți noroșesc urechile, bă! Da, mă, da, 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 ei, ce să spun, am speriat-o. Teoria e o tâmpenie, ca să știi și tu. Ți s-a părut cumva că mi-a sărit în brațe? Păi noi fi spariat-o cum trebuie, bă! Ia zi, cum ai făcut? Am urmărit-o noapte, ca violatorii. Și n-ai atăcat-o? Nu. Păi ce trebuia? Normal, măi, linge blide. Hai, nu! Atac-o, mă, dacă vrei să se spari eu serios. Van Damme, du-te, mă, până la Ema, că te cata aia. Să rămână? Bine că ai venit. Auzi, băi, învață-mă și pe mine cum să dobor rapid un agresor. Din trei lovituri e bine? Mhm. Bănuiesc că de aici vă duceți direct la infirmerie, nu? Eu n-am nimic, șef. Nici eu. Păi atunci marci imediat în dispozitiv, că îl pierdeți pe ăla. Da, da să trăiți. Da, fătălăi mai sunteți! Ăia o să ia toți laurii și voi... Ca să nu mai zic de masa cu Băsescu! Mersi mult pentru tot, Van Damme. M-abia aștept să încerc. Iepurașul, ia zi-mi și mie unde găsesc un magazin non-stop cu fructe. Nebună, e 11 noaptea. Vrei să sară vreunul pe tine? N-are cine mă stăie liniștită. Alarmă! Ce faci,
Strașcă! Din reflex, bebelico, dar jur că e o greșeală, nu se poate. Ups. Eu mă duc să caut magazinul ăla. Pa. Și eu mă duc să caut magazinul ăla. De reflex, a? De reflex! Care reflex, strașcă? Care reflex? Auzi, bă? A? Spionii ăștia, o avea telefon? Hai dă-mi dracu telefonul ăla și să vii cu aici, că eu nu mai ajung până la obiectiv. Nici eu nu mai ajung. Auzi? Nu mai bine sunăm la ambasadă și le spunem mălora să-l trimită încoace? Mă, știi că nu ești prost. Și asta e. Uite, mă, și venit. Ăsta e? Nu știu. Stai să verific. Ăsta e. Bă, Nenica, dar te miști repede, mă. Ce înseamnă telefonia asta mobilă, mă? Nina, pun să pui mâna pe telefon, că știi. Să vede că ești profesionistă, Tico. Tâmpitele m-ai lovit peste deget. Să știi că eu l-am anihilat la primul. Ce vorbești? Adică ce contrași mie, că-ți bag un pumn în botul ăla? Mărlane, iar vrei să... Stai că nu mai pot. Nu mai bine le spunem că l-am anihilat amândoi? Corect, mă. Dar te... Te duci tu să-l duci, da? Că eu am un pic de treabă. Don't move! Please, don't move! Wow, ai făcut și regie, Marfă! Păi atunci să-mi intru și-o în rol, nu? Mărlan, unde e Gogoașa? Nu știu ce a fost. A plecat de aseară și nu s-a întors încă. Nici măcar nu știe că nu noi l-am prins pe spion. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Cotroceniu, sunt eu, sergentul Mărlanu. Cum care? De la unitatea militară. Sunt aici în spate, la intrarea din spate. Vă rog să-l anunțe cineva pe domnul președinte că l-aștept să mergem să luăm masa. Ce? A, nu, sau mai bine lăsați, dacă nu poate acum, să-i spuneți că mă duc eu la Golden Blitz să comand. Și să fie dânsul mai târziu, că l-aștept și așa până face ea pizza, să nu stea omul degeaba acolo să mă aștept. Dar l-aștept eu, bun. Important să nu uitați să-i spuneți să fie și cu Elena Odrea, că am eu o plăcere așa mai deosebită față de întrânsa. Ce sunt? Ce vrei, băi? Las, băi! What's
v-am spus să ieși afară. Păi de ce să ies afară? Am venit să-l văd pe domnul Păsescu. N-ai voie să intri. Ce n-am voie? Tu cine sunt eu? Eu sunt Ion Iliescu, bă, și am venit să-l sfătuiesc cu conducă țara, că nu prea să descurcă. Că eu mă pricep, mă, o să-i dau două trei. Ești, bă, afară, bă, nu contează, hai și afară. Dar mai pune mâna pe mine, ce pe mine n-a pus mâna nici Bodo când eram prieten cu el. Și am fost prietenă cu el înaintea lui Ioana, dacă te interesează. Ești, bă, afară, nu, hai, ești afară, hai. Bă, poate, mamă, dacă, bă, tu l-a scos de pe, dacă-ți bag o bucată. Ascultați-mă pe mine, Gagica, oricât de supărat ar fi... E tot supărată ea. Păi ea, cât e ea de supărată, ea e tot supărată, să știi. Auzi, popoza? Da, iubi. Ia uite așa, ia uite ce faci pe tine. S-au lăsat sarmalele greu mâncați azi. Hai, gata, gata. Hai, terminați-vă, mai. Au. Dragi colegi, hai. Mie îmi spuneți de asta, mică. Hai, mă, lasă. Sunt strâmnevezeamă, mă. Nu zic, dragă, îi vorbeam cu Melia. Mai, gata. Da. Păi vezi că e mișto că s-o râde. Și tu, ce te uiți? Ce te uiți? Ce te uiți? Ce te uiți cu ochii aia? Gata, atragem. Gata, hai, gata. Vă zurăz, mă. Am glumit, așa, acum hai să-i dăm drumul la comedie. Taci! Da. Hai, gata, nu, fă bune. Hai, gata, hai. Tu ai nebunit? E mai numai râde, Ema. Ce râzi? Am văzut că joacă ceva. Mie! Cu... Mie, dar ce vrei să-i simiez? Că mie! Doamne! Dragi, că dacă mai râzi odată, așa. Eu dau dracu, dar pretenește alert o platou. Hai, hai! Mi-au luat serviciu. N-ai unul? Ăsta-i serviciu? Să stau toată ziua întinsă în pat, parcă aș fi lăuză, hă? Ei, ca să te obișnuiești pentru când ai fi, nu? Ei, lasă că mai am eu timp să mă obișnuiesc. Deocamdată eu mă simt bine, sunt o femeie activă și vreau să lucrez. Femeia la putere! Da, și unde vrei să lucrezi activă? Nu știu. Dar abia după amiază mă duc la interviu. Aoleu, și când te-o vedea aia gravidă... Aha, le-am zis deja! De fapt, ei gravide căutau! Și eu zic să ai grijă, că nu știi peste ce obște dați dai, da? Trașcă, ce zice? Nu i-am zis. Auzi? Dar tu unde pleci? Dacă zic, trebuie să te omor. Hai, lasă-mă! Te-ai făcut spioancă? Nu, plec la... La o bursă de-asta de studii, știi? Unde? În Franța. Marfă! Bănuiesc că pupăză e distrus, săracu. Nu știe. Sănătate, trașcă.
Noroc! Și unde ești stagiar? La maternitate, la Giulești. Pe bune? Dacă acolo sunt... Mamă, la fix! Știi, noi încă nu ne-am ales la ce maternitate să naștem. Ia zi, cum e acolo? Cum e acolo? Da. Păi mă, dragi, acolo e așa, știi? Doctore, nasc! Ce mă fac? Mă doare! Las, mă, doctore! Stai, mă, femeie, potolește-te! Nu mai put! Împinge! Nu, nu masa! Las-o, că-i pe inventar! Lasă masa în pace! Dar ce să împing, doctore? Copilul, hai culul, Dumnezeu, copilul! Stai, uite, iese primul! Ia, fii atent, mai iese unul! Și încă unul împinge! Și ai tripleți, femeie, ai tripleți! Leo, da. Leo, gata! Nu, stai, că e și bărbatul, mă duc și-l chem! Îl chem pe bărbatul! Bărbate, ai tripleți! Doamne, mulțumesc, doamne, am trei copii! Zic, da, dar vezi că unul e chinez. Cum chinez? Unde e nenorocita? Unde e parapanta? Mă duc! Nu, s-a duce la ea! Auzi, ce te uiți cu ochii adoi la mine că te omor? Fii atent! Te-ai dus repede la chinez, doamne! Hai, gata, că mi-ai umplit cortul de copii! Eu te întrebam cum e la maternitate, adică ce condiții sunt acolo, dacă e curățenie, dacă sunt medici buni, asta te întrebam. E ok, mă. Dar cel mai bine cred că poți să vii, să vezi, te familiarizezi așa puțin cu ce e pe acolo și, ce să zic, vino. Mă, tu ai nebunit? Adică am văzut, dar mă rog, pot eu să intru la maternitate și să văd toate alea pe acolo? Bă, las că rezolvăm noi cumva. Noroc. Hai, nu. Pupăză, femeia are nevoie de dragoste mai mult decât bărbatul, mă. Asta s-a demonstrat științific. Cine a demonstrat chestia asta? Câinele lui Pavlov. Lasă așa, că vine ea singur la tine. Păi dacă e pe așa, ia să mai vină și ea la împăcare, că eu am tot timpul să aștept, da. Aș. Hai pe dracu, pupăză. Ia mai bine du-te și vorbește cu ea, că mâine pleacă în Franța și o să o mai vezi la Paștele Cailor. Aha, în Franța. Și ce face ea dragă în Franța? Se angajează la Boulin Rouge dansatoare? Dracu, pupăză, ce te-am zis-o. Râs, pupăză. Dar când o pleca, n-o să mai râzi așa. Ia du-te și uită-te, își face bagajele sau nu? Stai, băci, unde te duci? Nu ce da ca fraierul, că stai teatru, faci așa să te încerce, mă! Credeți dumneavoastră? Normal! Ia las-o tu 2-3 zile să behe după tine. Ar o veni în limbă după tine ca câinele ăla lui Pavlov. Ți-am zis că teoria e verificată. Poate așa? Da. Ai nebunit, Bibilico, ai nebunit? Vrei să stresezi bebele? Ăsta-i stres, hă? Dar când îl înțepai tu pentru testele tale de paternitate, ăla nu mai era stres. Stai. Ipocritule! Hai, lasă, gata! Bibiloi, nu mă mai stresa, că eu oricum mă angajez, da? Apropo, să dea naiba să-ți faci de cap cât sunt eu la servici, că jar mănânci. Știi că eu oricum aflu. Așa că mai bine ți-ai găsit mătăluță frumos să o ocupați. Dacă zici tu, Bibilico. Chiar își face bagajul. Stai, mă, liniști, mă. Vrea să-ți bage morcovul. Și Puraș o ajută. Care interes? Ce interes are? Să te pune cu botul pe labele femeii, mă. Aia e interesul ei. Dacă ești autoritar, nesupus, rebel, dai exemplu prost. Și la cine dai exemplu prost? La bărbatul, la trașcă. Și o ia și fata la o după tine. Serios? Serios? Tu nu vezi că femeile a declanșat al treilea război mondial, mă? Războiul femeilor împotriva bărbaților. Război de asuprirea noastră, mă! L-au declanșat? Când? Azi dimineață! Cine a zis chestia asta? Tot câinele lui Pavlov, că am vorbit eu cu el. Auziți, domnul sergent, da, numai bine mă duc eu puțin așa,
cât să-i fac poftă de mine. Ca să o pun eu mai repede cu botul pe la B și să văd și dacă e treabă serioasă cu plecatul ăsta. Stai dracu, aici, bă, unde pleci, bă, pupăză? Tu nu ești întreg la minte? Bă, tu ești ultimul bastion în războiul cu femeile, bă, vrei să pierdem lupta? Te sacrifici tu în războiul ăsta? Stai aici, bă, mă sacrifici eu, tâmpitule! Las că mă duc eu la ea! Cum o stăpărul? Ca în război, șef! Bonjour, ma chérie! Zi, mârlanice, hai, zi repede că am treabă. Am venit să-ți urez bon voyage. Dar de unde știi tu că plec? Am aflat, dragă, că pe mine mă interesează tot ce ține de tine. Nu ca pe alții. Rec, te pupă, să vezi? Eu am venit să te ajut la bagaje, ce ai nevoie, să-ți mai ai el, nu? Dar el nu știe că plec, da? Și nu mai pune mâna. Dar el nu știe. Știe, dragă, toată unitatea știe că pleci. Dar n-a vrut el să vină să-și ia la revedere de la iubita lui, de nesimțit, ci eu n-am mai văzut așa ceva, dragă. Dacă eu sunt mâhnit până în rărunchii mei adânci că tu pleci și sufăr, mi-nchipui ce e sufletul tău, că nu vei măgarul ăla să... Mârlane, mersi mult, mersi, dar nu am nevoie, du-te. Nu mai băga strâmbe, te rog frumos, hai, pa! Pa! Ce mă mai super, Emma? Ce mă mai super? Ai că eu vin aici ca un prieten adevărat să te compăturesc. Să te compătimesc și tu așa te compărți cu mine. Nu am nevoie, mersi mult. E, dar de câteva informații uzuale ai nevoie, Mabiș? Nu. Ca... Stai jos, cum o zici eu, asimtă-o, mesiu, că eu cunosc franceză, dragă. Cine e mai în măsură să-ți ofere detalii despre Franța decât mine? Care sunt un mic la rus. Mă rog, mic. Mai dolofan. Cum o spuneam, Franța este o țară cu o suprafață enormă. Și este populată toată cu francezi, culmea. Nici nu știu de unde au venit ăștia, probabil că e de ăștia emigrați. Mă rog, are și câțiva negri, dar majoritatea e fotbaliști. Cum o spuneam? Odată ajuns în Franța, poți vizita Parisul, care se deschid zilnic între 16:30 și 18:48. Da, dacă întreabă cineva, cine sunt? Stai mă, liniști, le spun că ești un student în practică și cu asta basta. Aici la noi se intră așa, ca la n-ai nicio treabă, da? Lasă asta, nevastă-ta, unde e? Că n-am văzut-o. E acasă. Nu i-am zis să vină, înțelegi? Vreau să-i fac o surpriză. Să vadă și ea cât mă preocupă pe mine nașterea ei. Am înțeles. Ce frumos, trașcă, ce frumos. Hai, hai să mergem. Dezbrăcată? Păi, altfel cum să vii să vadă corpul domnișoară? Și toți oamenii ăia se uită la mine? Se uită strict profesional, fără nicio conotație sexuală. Pe de altă parte, ce gravidă n-ar vrea să o admire atâția tinerei. Și pe bani buni. Da, mă rog, dacă nu doriți. Dar cine a zis că nu doresc? Mă gândeam și eu. Auziți? Dar de ce să semnăm pe câteva luni și nu pe câțiva ani? Pentru că gravide sunteți doar câteva luni, nu? Ah, dar nu e o problemă. Dacă noi semnăm un contract ferm, eu vă rămân gravidă non-stop, că sunt profesionist. Da. Mârlane. Mârlane, m-ai obosit. Ajunge! Da, dragă, că mai avem două capitole și gata. Am ajuns la cuvinte uzuale, că trebuie să parlevuchesc că chelcășoz acolo când ajungi la Paris, că te faci de râs. Te duci, mama naibii, într-un restaurant de lux și vine ospătarul. Și te treabă dacă vrei să mănânci pule. Tu ce faci? Te-am văzut să-i dai cu geanta în cap ca toată, că nu știi ce înseamnă. Domn sergent! Ce mă strigă, vezi? E pupă, să mă strigă, să mă cheme, să mă îmbârlige, să nu te mai bag nicio seamă. Dar eu îl bag în măsa și refuz. Să vezi, mă întorc imediat, mașerii, stai aici, nu te...
Crezi că rahat, vuvule, mă? Ce vrei? Păi ce face șefa acolo de atâta timp? Lupt, tâmpitule, că asta fac, lupt, că războiul cu femeile e de lungă durată, mă. Poate să țină și 100 de ani. Ce zic eu 100 de ani? Poate să țină chiar și 3 ani. Șeful, să știți că eu mă duc la ea, că nu mai rezist. Dacă pleacă și... Stai dracu, adică nu pleacă nicăieri, tâmpitule. Că de-abia o convinsesem și-a desfăcut bagajul. Stai aici, numai că o nervezi. Era acum aici dacă nu mă întrerupei tu. Stai, era clar, e pe tine, cu bozoale, cu aia, nu vrei, stai, că e tactică, mă, pupăză. Când vine, nu o bagi în seamă din prima, înțelegi? O lași așa să fiarbă două, trei minute. Cum să nu o bag? Mă, câteva minute ca să marcăm victoria, când... E tactică, mă, nu ți-am zis, așa e la război. Războiul nu-l câștigi fără tactică. N-ai tactică, n-ai... Nimic, băi, ești mort. Non tacticum e mare erore humanum est. Cred. Mă înțelegi? Asta tot câinele lui Pavlov a spus-o? Nu, mă, Cornel Dinu, în televiziune, la televizor. Hai că am fugit, mă, nu că... Vezi? De cauza ta, că ai speriat-o, tâmpitule. S-a cu ea pe dinăuntru. Tot eu trebuie să mă... Stai aici, lasă-mă, că lupt eu mai departe. Vezi că mă duc pe partea elaltă, că panorama se ține mândră. Nu o să deschidea una cu două. La luptă, pupăză, tu stai aici. Viu, Eva! Ta-da! Ce faci, mă, pe unde ai intrat? Pe ușă. N-am închis-o. N-am închis-o, fii mier... Așadar, unde rămăsesem? Hă? A, corect, la ultima lecție. Salutul franțuzesc. Auzi, vezi că lecția asta e cu practică. Ieși. Ieși. Treaba ta, eu ți-am zis, dar să știi că pupăză nu o să vină ți la rate. Eu am vrut să ți la... Ieși! Shit! Asta... Scuze-mă, mergi! Ieși, mă! Uitați-vă cu atenție la burta ei, pentru că în următoarele două luni evoluția va fi spectaculoasă. Ce mișto din spital aici! Pepelnicu, ce faci aici? Pepelai, muncesc! Du-te și vorbește cu el, că fraierul poate nici nu știe că pleci atâta timp. A, nu știe pe naiba, știe, dar face pe mândru. E, așa sunt bărbații, parcă nu îi cunoaște. Oricum, el a venit de două ori ca să vă împăcați. E păcat să vă despărțiți așa certați. Da, și dacă mă duc și... Și dacă cedezi eu psihic înaintea ei? O să comunic la centru că am un caporal incompetent, mai slab mental decât o muiere leșinată și că... Da, lăsați-mă măcar un minut! Uite, mă duc să-i zic că n-o să mă duc să ne împăcăm niciodată! Nu te duci nicăieri, bă, fidem, mă, ce te-am învățat eu! Avem o strategie, soldat, trebuie să o ducem la capăt! Că știi ce strategie, stratagema care vorbeam, Cornel Dinu... Pupuză, ai timp două minute să stăm de vorbă? N-am timp acum, dragă. Caută-mă... Știi când? Când mă liberez. Ha? Vă zici? Ți-am zis eu că nu vrea? Mă rog, dacă dorești să reluăm lecția cu sărutul franțuzesc, eu sunt aici pentru tine. Dispar, mă! O fi dragoste. Cum a fost șeful?
beton. Normal că asta visezi de când te știi. S-o arăți la toată România. Ușurate cu care ești. Mă, perversule, tu vorbești care te dai drept student ca să vii aici în sălile de curs și ce? Să vezi femei goale. Nu. Voyeuristule! Nu. Și tu? Tu ce vrei? Noi putem să plecăm? Nu! Rămâneți aici, ați auzit și voi că el nu vrea să mă vadă pe mine goală, dar alte femei vine să le vadă. N-am înțeles alte femei, n-am! Nu, tu, ieși-te pe bilico, potolește-te și înțelege odată pentru numele lui Dumnezeu că nu vreau să văd pe nimeni goală! Nu! Nu! Și atunci, de ce ai venit aici? Știi de ce am venit aici? Nu! Ca să verific spitalul deșteaptă, să-ți caut ție sală de naștere frumoasă, curată, decentă, de-aia am venit. Uite, să-ți confirme și Leo. Serios, domnul Leo? Serios, doamnă. Ha? Vezi? Vezi? Vezi ce fac eu pentru tine în timp ce tu ce faci? Îți arăți fundul la toți pentru... Pentru bani, bibiloi, ca să strângem bani pentru mobila lui Bebe și să nu te coste pe tine nașterea nimica, că e asigurată prin contract de spital. Te-ai gândit-o la toate astea? Da, bibiloi. Iartă-mă, bibilica mea. Iartă-mă, bibiloiul meu! Iartă-mă! Ce frumos, doamne, ce frumos! Hai, mă, aplauză și voi, bărbăloților, băgați! Hai, hai, hai! Bă, pupăză, m-ai uimit, pe cuvântul meu, ai fost magistral, mă, dar ce zic eu magistral? Chiar bine a fost cum ai procedat. Acum poți să mă duc la ea? Nu, cum să te duci, ești nebun, vrei să pierzi tot ce am câștigat? Mai las-o să creadă ce am spus eu și poarmă te duci. Păi ce i-a spus? Ei, că nu o iubești. A. Ce? Stai mă, tâmpitule, că e o strategie, face parte din ce am vorbit noi, că femeia, cum să spun eu, când îi spui că nu-ți mai la suflet, nu te mai iubesc, e atunci se îndrăgostește mai tare și e mai îndrăgostită. Popă, zau de fuge, artitear focul, nu abandona cauza! Nu... Bă, de când sunt eu, n-am văzut așa unul ca asta mort în fundul femeilor. Să le bunez dacă mint. Să știi că dacă ți acopereai fața era ok. Asta e culmea. Ce s-a întâmplat? Mi-am uitat lenjeria sus. Vin într-un minut. Ah, lenjeria. Lenjeria. Pipirico! Când a plecat? Cum a plecat? Adinaure a plecat, dar dacă te grăbești, o mai prinzi. Nu pot să... Emma! 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 Ah! Emma! Ah! Bravo, mă! Chioreta n-ar fugi așa după mine. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. După cum vedeți, am să vă rog să fiți foarte atenți, o gravidă în luna 5-a prezintă următoarele modificări genetice, structurale și morfologice. Emma, Emma, nu pleca, Emma! Emma, te rog, eu întoarce-te! Oprește! Emma, te iubesc, Emma, nu pleca! Îmi pare rău, domnișoară, programul nu-mi permite. Emma, nu pleca, Emma! Emma, mai e, te iubesc!
Hai, șeful, cum să nu o bag? Câteva minute, mă, ca să marcăm, să punctăm victoria. E tactică, mă, tactică, că la război, dacă n-ai tactică... Ești ca Andreea Marin pe ciomoluc, mamă! Asta... Cine dracu a spus-o? Cred că tu! Că nu se mai, nu mai lucrează creierul, mă! E... Da. Rahat, vuvule, mă! Păi adică ce vrei? Hai, merge, merge! Nu, plec la... La o bursă de-asta de studii, știi? Unde? În Franța. Emma! Emma, nu pleca! Emma! Emma, te rog eu, întoarce-te! Oprește! Emma, te iubesc! Emma, nu pleca! Îmi pare rău, domnișoară, programul nu-mi permite. Emma, nu pleca! Emma! Băi, Emma, măi, eu te iubesc pe tine! Măi, Emma, măi, nu pleca, măi! Dacă Iri a lăsat-o pe Moni și Emma a plecat cu el. Cum o să lase, bă, Iri pe Moni? Nu e zdravăn? Cum le-a lăsat și pe celelalte chiorete? Știi tu? Păi normal că știu că numai el are limuzină din aia și numai ăsta își duce gagicile în Franța. Nu te mai amără, mă, pupă zădă pe mană, că poate n-a plecat Emma cu Iri, mă. De fapt, poți să afli asta foarte simplu. Cum? Foarte simplu, să duce la poartă, să uită pe registru de intrări, vede numărul mașinii cu care a plecat Emma, să duce frumușel la poliție, le dă numărul mașinii ălora și întreabă, domne, a cui e mașina asta? Și află cui e mașina. Bravo, bă, Chiorete, bă, știi că tu nu ești prost? Definitiv? Ce stai, pupă, să dai drumul la poliție, că dacă mă lași fără Emma, te crăp, idiotule! Mă, nu te certai tu cu ea? Nu s-a aruncat în brațele lui bătrânelul ăla de 1,20 m cu părul alb, mă-l cheamă Șirinel. Chiar așa, pe mine m-ai întrebat dacă ai voie să te cerți cu ea? Ce, tu nu mai ești superior? Ce sunt eu, maci, în unitate? Ce este o bătaia voastră de joc? Sergentul nu mai are niciun cuvânt de spus că te nebunesc, marci la poliție. Marci că te nebunesc. Unde te duci? Păi să la... Să du-te unde te-a trimis eu, nu să... Du-te la poliție! Ce mă mai super, bucoză? Ce mă mai super? Și tu ce stai? Du-te fără de niște bani! Pentru ce, domn sergent? Cu pentru ce mă să o fac pe Emma să-l uite pe Iri? A scăpat de pupă să mai rămâne să scap de Emma și rămân liniștit cu Irinel. Sau mă rog, invers. Deși... Cine știe cum mai văd eu Parisul? Nu? De ce ai plecat, mă, Emma? De ce m-ai lăsat singur? Cu cine ai plecat tu, mă? Cu Iri, mă? Păi să-mi faci tu mie una ca asta! Ajutor! 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 Nu mai țipa, băi, fraiere, că pe aici nu trece nimeni. Domn sergent,
Poate numai dacă câștigați la 6 din 49 sau la casino, puteți să concurați cu Iri. Așa, bă, tâmpitule, descurajează-mă și tu, în loc să-mi dai o idee bună. Corect! Joc la casino, asta e, bă! Bravo, bă, Vandame! Păi vă pricepeți dumneavoastră la ruletă, la table, la blackjack, de la... Bă, Vandame, e jocuri de noroc, nu trebuie să te pricepi. Plus că toate se trage de barbuț, mă, că de-aia se joacă cu zaruri. Hai, dă capul tău! Plus că eu la barbut sunt maestru. În liceu îl zicea colegii parandărăț. Pah! Bine că mi-a adus aminte, mai joacă ăștia în gangă și la colț. De ce? Să fac rost de fonduri pentru casino, fraiere. Tu, sergent, ăia sunt golan, să nu vă lase naiba în fundul gol, mai bine merg eu. Da, auzi, bă, că sunt maestru. Ia uite-mă, bă, eu pentru cine vorbesc? Ajutor! Ajutor, ne aude cineva! Mai tai, șnaibii, că mă doare căpățâna. Tu n-auzi că eu stric de 2 zile și nimic? Auzi? Ai niște apă că mor de sete. Nu! Asta ar fi culmea. Să murim în canal ca urolaci. Da, liniștit că rezolv eu. Ce mai mai drag? Nu e semnal. Veni nici o rețea că eu le-am pe toate 3. Păi ce credeai că eu stau de plăcere aici? Adică n-avem nici apă, n-avem nici mâncare, n-avem de niciunele? Hai, digit. Hai, mă, băgați banul, am de o putere schimbă. Hai, mă, hai. Ce nebunesc dacă nu am luat tot. Hai. Hai, trebuie. Ce face, băieții? Dați-o gheară? Cine e ăsta, mă, vorbesc, mă? Ei, băi, burtosule, care e problema? Trecu și eu pe aceea, că mă gândeam, poate mă bag și eu la o gheară, dar dacă nu vă interesează, banii mei nu plec, să știți. Stai, mă, că n-ai înțeles greșit. Bagă-te aici cu noi, hai, stai jos. Băi, ești chiar invitatul nostru, mâncați, să-și uite acelea din partea casei. Hai, bagă o gură, hai. Să te încălzești. Hai, dă-i. Pă, cât vrei, mă, să dăm? Ce, mă, nu-ți place? Pă, oricât, bă, dar aveți grijă. Banii care se pune pe masă să joacă, nu se mai înapă. A, bă, ce dracu mă bag acolo. 2, 3, hai, mai bag unul. 6. N-ai ce zi, e și norocul ce pătărului, bă. Ce poftare ăsta, frate. Bine, mă, bulă, n-o să ne dai. Băi, ăsta ne lăsa în punț. Stai, mă, liniștiți, mă. Dacă e meseriaș, ia, mă, bulănosule, ia dacile. Hai. Ce faci, mă? Pune-i și cu el. Facă banul, mă. Păi da, toți. Păi noi toți și cu toți. Hai, dă-i cu zarul. Mă, tu nu înțelegi că nu sunt primar? Păi n-ai zis că tu conduci tot ce mișcă în sector? A, se tărșeală acum să recunoști că n-ai fost în stare să pui niște amărâte de capaci la canalele astea. Băi, fraieleștene, eu conduc cartierul neoficial. Sunt un fel de capo di tutti capi. Bă, pricep? Ești mafiot? Afacerist, se zice, tilicare. Eu conduc clanul sedentarilor. Cel mai tare. Noi am băgat pe sportiv la Bauhaus. Și pe cămătari, tot eu i-am ascuns. Noroc că n-avem cum să ieșim de aici, că altfel, la câte ți-am zis, trebuia să-ți iau gâtul. Mare noroc. Tirialul dracu, boierică, că dacă scap de aici, îți iau jugulara. Asta e de la clanul rival, nu? Nu, e idiotul de țigan care fură capacele de la canal și le vin. Pentru mine, bineînțeles. Uite, dar pe ăsta a uitat să spună că l-a săltat. Ce-i asta, mă? E stația de la unitate. Bă, tu ești prost? Ăsta are semnal și noi stăm aici ca... Cheamă naibii pe cineva să ne scoată de aici imediat! Să ne scoată? Da! Auzi, bă, dar nu puteți măcar basca să mi-o dați înapoi, că eu am și o sinuzită rebelă să mă doară capul. Frățioare, sincer, îți spunem, ne pare rău. Dar asta e viața, ai pierdut. Hai, bă, că-mi vin. Păi da, bă, dar cred că e zarul nebăzluite, că n-aveam cum să dau numai 2-1, numai 2-1. Bă, ne lași? Dar ce zici tu, bă, fraiere? Până acum când ai dat 6-6, nu? Cum era?
Și că e măzbuit, auzi? Dacă nu e cam mare. Ce vă uitați, mă, așa, că viu de la plajă, ci... La casino acolo are și piscină și am fost și eu la piscină să-mi fac o baie, să mă răcoresc, că-i primăvară, că-i... Hai scoateți banii care aveți pe la voi. Dar de ce, șeful? Am eu un pod super tare, fraiere. Nu vreți să vă mulțesc banii de două, trei ori mai mult? Asta e vrăjeală, n-aveți niciun pont, domn sergent. Am bătâmpitule și scoate banii, că mă și enervesc, oricum ți iau, hai! Mi-a zis portarul de la casino, dă-i coace că te nebunesc! Mi-a zis portarul de la casino numerele care se joacă, dă banii în coace că te crăp! Mi-a zis numerele care se joacă diseară! Și mă duc eu, vă joc bănuții voștri, îi mulțesc de 7-18 ori și pe urmă o să fiți bogați, mă! Hai, vandarme, ce frești, menta, dă-i drumul și adu-mă uniformă, că te nebunesc! Păi nu aveți pe aia la piscină? Păi ce mă mai dau pe la piscină? Mă duc direct în casino să vă câștig banii mai repede, fraierilor! Hai că trebuie să apară. Ce ții cu tehnica asta? Ai noroc că mă salvezi. Și un somn de onoare, nu? Dar să nu dea naiba să ciripești ceva la poliție, că... Hai mă, fane, ce naiba? Sunt mormânt, jur. Aha. Păi ce mi-ai spus până acum pentru mine e secret militar. Da, bine. Vezi că-s cochii pe tine. Așa mă, Nafane, și cum îți ziceam, mai vine prost o dată, îl mai golim de bănuți și ne dai și bata 10% că merităm. Nu fă prea întreabă. Normal. Bă, de când îl fixați voi mie procentele? Abre, Nafane, că l-a luat și pe gura pe dinainte. Tone mata cât vrei, pe bune. Abre, că-mi zici și eu, 10. Vă dau 10, bă, mă râd. Dar vă dau că sunt eu pe el, nu-mi cereți. Să rămână nefane. Clar! Să rămână nefane, să trești. Măcelare, am o treabă pentru tine. Șeful, eu sunt în... În canal? Bă, cât de prost poți să fii să cazi în canal? Bă, la ce telefon ai tu, bă, de are semnal în canal? Și de unde știi că se duce la poliție? Aha. L-ai auzit cu urechile tale? Aha. O să te scot după ce-mi rezolv problemele. Dar n-are cum să fie mașină, n-am cum să pierd într-una să nu câștigi niciodată. Asta e viața, pufoșule, dar nu vrea alreacul să câștigi mereu. Mai pierzi și tu, că și noi pierdem. Păi da, ați câștigat o grămadă de la mine. Ai, nu mai dăm o mână, mă, ce vă e, frică? Dacă vă e frică, dați-mi banii înapoi, mă. Frică, mă? Ce? Cine, păi, mă, nouă? Păi da, dacă am... Iau mai eu, dar cine, bă? Hai, bă, mai iau. Ce ești, mă? Trăiască neafănică. Cine e ăsta? Omul de care v-am zis. Dar nu știe să pierde, șef. Ce nu știu să pierbă, domnul Fane? Că vă văd așa om respectabil și în toată puterea cuvântului, bine îmbrăcat. Nu-i cinstit, domne, am câștigat o oră la rând într-una și pierd într-o dată așa? Nu se poate, ăsta e trișaj. Dacă stau bine să mă gândesc, nu e trișaj. Nu! Cum nu, că e zarul nebozuite, că altfel n-aveam cum să pierd eu atât. Dar când meseriaș la barbut, în liceu mi se zicea paradără. Dar trebuie să fie auzit, dar nu se poate. E, uite cum facem. Îți dau eu ție niște bani ca să joci. După ce câștigi, mi-i dai înapoi cu dobândă. Că sigur câștigi, doar ești vestitul parandără, nu? Da, eu câștig, eu, da, eu sunt parandără. Auziți, bre, domnul, vă mulțumesc. N-aveți și niște zaruri ca lui ăștia măzluite? Cum să nu, e. După ce terminați cu omul, așa? Să-l sunați pe măcelarul, că a căzut într-un canal. Ce bou, un canal, e? Și cu adreacu, că îi se poate întâmpla oricum. Abre, că am glumit și eu, ce dracu, am zis, doar n-am dat cu panul. Haide, bă, acum să vă văd. Hai, mă, dă-i. Am.
E la secret? Bine, măcar că nu-i mașina lui Iri, nu? Dar cui crezi că e? Mă rog, nu o fi a lui, o fi altui șmecher. Cine crezi tu că-și băga numărul la secret? Am pierdut-o, Chioreta, am pierdut-o! Sunt terminat, să știi. Viața mea nu mai are niciun sens. Mai bine mă omora ăla. Cine, mă? Domn caporal, dacă era să vă părăsească, îmi spunea că noi femeile discutăm. E plecată la studii, eu vă zic. E pe naiba la studii. Salut, caporale! Ah, tu aici, dar cu ce ocazie? Am venit să-ți mulțumesc că ai fost om de onoare. Știi tu, cu secretul ăla militar. Dumneavoastră, domnișoară, aduci câteva pahare pentru șampania asta. Sigur aduc. Poate cu asta îl înveselim puțin? Doriți cu gheață? Și cu gheață. Domn caporal, vă cheamă domn sergent până aici afară. Da, mă scuz puțin, vorbim. Să trăiți? Vreun general, ceva? Pupă, să unde? Mai lăsați-mă o săptămână, vă jur că vă dau bani, am făcut și promul la bancă pe cuvântul meu, dar... Ia, vină cu ace. Eu, da, nu mă... Nu mă, amărâtule. Ia zi. Vrei să scap de datorie? Îl cunoști pe unul pupă zădaci? Îl știu pe pupă să-l cunosc, nu-i am fără, e subordonatul meu. Marfă, dacă mă scap de el, scap și de datorie. Te bagi? Mă bag, adică cum să-l... Îmi place că ești isteț. Te prinzi repede. Dar de ce vrei să-l... Dacă pui întrebări, nu mai ești isteț. Ideea contează. Eu scap de el, tu scap de datorie. Simplu, nu? Nu mă scap de el... O să trebuiască să scap eu de amândoi. Simplu, nu? Ce variantă alegi? Varianta! Fără Emma, viața mea nu are niciun sens. Este pupăză. Mai bine mor. Să mor tu! Da. Pupăză, nu-mi cere asta! Că nu pot să o fac, tu ești camaradul meu, mă, nu pentru nimic în lume! Bine, nu vă cer! E bine, dacă insiști acum, mă rog, că eu un camarad am, un tovarăș, un prieten în tine, mă, singurul meu prieten, mă, și prietenii să ajută-mă între ei. O să... Vedeți, e semn, clar, trebuie să mor, da, spuneți! Atunci o să te împușc, mă, ca să nu te chinui mult, clar? Da, e bine așa. Pregătește-te. O să trag. Numai puțin. Adio, Emma. Adio. Trageți. Acum, da? Acum, da. Nu pot, mă, pupăză! Nu pot, că așa sunt eu omenos, mă! Omul de mine nu mă lasă să te împuși! Mi-ar omul al dracu! Cu ce l-a băgat în mic... Nu pot, mă, pupăză! Decât să te omor eu pe tine, mai bine să ne omoare Fane Babanu pe amândoi! Îl știți pe Fane Babanu? De când? De când m-a pus să te omor? Adică... De, ce ne facem? Ce ne face, pupăză? Ce ne face?
Bine ați venit, luați loc, uitați ce am pățit, ce mi-a făcut în pitul ăsta de pupă, să că m-a trebuit. Doamne, l-am luat tare, l-am luat în prima, n-am putut să-l dovedesc, să dezlănțuie, zici că-i fiară când începe. De-aia mă gândeam că dacă, acum, cu ajutorul dumneavoastră, poate reușim să-l dovedim, să-i înșelăm o capcană, ceva, să... M-am gândit eu la ceva. Fiți atent cum face, luăm-o... Ce nu spui, doamne, că doare? Luăm ăsta, dumneavoastră, și stați după ușa acolo. Eu mă duc în chem pe pupăză și când o intra, zbam cu ranga în cap. Dar foarte atent să fiți, să nu cumva să-mi dați mie, că mai sunt lovit încă o dată. Și asta pentru ce? Ca să-l transportăm după ce îl trajăm. Hai, prin afară, te văd eu pe Matalice, ia mafiot. Bravo, bă. Am zis eu că ești isteț. Hai, da, ia Matalice, o bagă. Cu mâna ai la altă, nu poate. Hai la ușa acolo, după ușa. Foarte atent. Deci, ții Matale valiza asta cu o mână și cu celelalte care-ți mai rămân, dai mai tare. Și o folosim după. Bine, bre. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Când te aștept. Mișca a fost nenorocit! Hopa! Ce-ai în valiză? Nimic, e goală. Bine, șef, e plină cu dinamită, frate, de la magazia de alimente! E o înșinare, minte! El mi l-a pus! El e escrocul, el a înșelat totul! Asta-mă, pe ce gătumă! Serios? Ia suna șeful la poliție să vedeți. Cine-i capătul lui Interlo, pe el sau eu? Luați-l! Da, de ce tot pe mine, șef? De ce tot pe mine? Ce-am făcut eu? Nu pe tine, mă, pe el! O să mă răzbun, o să vezi, îți iau gâtul. Domn sergent, ne-a reușit planul. Este! Șeful, vreau să vă spun că am simțit în momentele astea. Chiar sunteți un prieten adevărat. Și tu mie mă pupăză. Ca să-l transportăm după ce-l trage, doamne. Hai, prieten, văd eu... Ce n-ai bă, bre, afară? Eu te văd să fii mafiot! Bravo, bă! Hai, ia-ți-o pe eu... Că ești stres! Aoleu!